Salut, oameni buni, și bine v-am regăsit la nou videoclip pe acest canal. De data asta vreau să fac o serie nouă de survival. Cred că e al patrulea sezon, cred, da, este. Bine, imediat al cincilea, nu vă faceți probleme dacă vă gândiți când o să apară. Și sunt cu Ioana în confă, Teddy TB. Aici, live, vă salută și am. Dar ce, am salutat eu cumva? Nu știu, dar e posibil. Că vă salută și ea. Păi normal, dacă ești în copul, vă salută și ea. Normal. Salut. Așa, și acum suntem pe un... suntem pe 1.10. A apărut imediat și am zis, bă, merge, hai să facem și noi ceva pe el. Momentan vreau să-mi miști timp de câteva secunde, vreau să facă el să regleze ce are ca să-mi se miște mie mai bine. Pentru că am văzut când am intrat și am văzut că se mișca ca dracu. Nu, 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 muzică, muzică, nu, nu. Stai să mă aude. Da, să mai aude. Nu, aici, music, ieși. Gata, am scăpat. Așa, hai să căutăm și noi ceva de mâncare. Am găsit căluți. Da. Bă, păcat, e fain această zonă, dar nu prea. Vreau să găsesc zona aia, cum am văzut în Snatchopuri. Aia frumoasă. Da, asta e. Mă enervează mult, n-am vrut deloc să intru pe 1.9, să fac serie. Stai, what? Cum dracu te sui pe blog, mă? Ești prost! Bă, îl trec, a început să sui pe blocuri. Caracterul meu. Mă, nu știu cum, da, e ok. Cred că e nou update în 1.10, nu știu, n-am fost informat de așa ceva. Nu știu cum, bă, te sui pe un bloc, da, cu spatele ea. În lateral merge, cu spatele. Și dacă stai să te privești, dacă te stai să te uiți în jos. Dar înainte, dacă te uiți înainte și mergi cu spatele, nu te urci. Dar dacă te uiți în jos, poți. Ok, ciudat. Hai că ne facem aici o bază. Și... ne adunăm materiale, mâncare, ca să putem să găsim o zonă, ca să fie una faină. Trebuia să bag seed-ul ăla cu villager din mapă care am făcut-o alineoară, Ioana. Era frumos. Era un village frumos, frumos rău de tot. Tot ce vrei era acolo. Păcat. Și tu cu te joci Minecraft, nu? Nu, mă uit la niște poze. Mi-au spus mulți de-ai mei sau chiar și de-ai tăi că ce ai pățit. Ce-ți pățească? Uitați un cofu, na. N-a pățit nimic, nu vedeți? E încă vie, proaspătă! Să râs pe ea. S-au întrerupt în Dumnezei, nu știu de ce. La mine? Da. E încă proaspătă, să râs pe ea. E vie. Încă n-a murit. Mai are vreo 80 de ani până va muri. Hai, hai! Păi și cât mai e, și cât mai e și acum? Ia hai zi. Că nu vreau să mor așa târziu. De ce? Nu. Vrei să mor de tânără? Dar nici de bătrână. Să-mi frică, să-mi fie frică să dau o bășină că o să mor, nici chiar așa. Bășina și gașă. What the fuck? Ce dată sună? Nu sună. Și ne-au ucigaș, i-auzi. Da, și mie mi s-a întâmplat ceva cu câteva zile. Ce? Când am curățat PC-ul. De asta chiar nu ți-am zis, Ioana. Am uitat să zic. Păi, am deschis... Și vreo 2000-3000 de euro. Nu. Am deschis calculatorul. Și am zis, bă, hai să-l curăț de praf, știi? Am scos RAM-i, frumușel, am scos placa video, am scos răcitorul la care... culori de la procesor, să-l șterg ca lumea.
Am luat aspiratorul să aspir placa aia de metal care ține clorul rece. Că dacă o scoteam, dracii mă lua, că n-aveam pastă de unde să pun. Și, na, hai că l-am curățat, am scos hardurile, am scos... Deci a scos aproximativ tot, dar procesorul nu l-am scos de niciun fel cu tocul ăla. L-am stat acolo, că nu am cum. Nu am altă pasă. Stai puțin. După ce n-aș pe că n-ai Optifine. N-am Optifine, oameni buni. Nu știu cum nu mi merge mie așa de bine. Stai. Bă! What? Stai. What? Stai drept, cu ce am apăsat? D, G, F, J, nimic, nicio tastă. X, Y, Z, nimic. Pe ce era cum am apăsat? No, nu cred pe astea. Nu. No. Ia. Stai, s-a schimbat iar. Bă, stai, cum drept? Ești dreptul de acolo, vrei să mor? Cum te-au s-a schimbat astea? Te las aici puțin, că da, am puțină treabă. Ia, yeah, ok. Vine imediat, nu durează mult, da? Bine, o să le povestesc eu lor atunci. Bine. Și după aia povestesc eu. Așa, deci am scos toate alea. Tot s-a putut, în afară de placă. Și procesor cu ăla de metal, știți la ce mă refer, da? Și... Da, am terminat de curățat. Și zic să bag alea înapoi. Am băgat placa. Am băgat hardurile. Mai întâi că dacă băgam RAM nu mai avem loc de harduri unde să le pun. Că practic dacă băgam RAM și începeam să băgai, n-aveam cum unde să bag, că erau prea cam de aia, Cross, nu știu cum. Eu nu știu ce firmă, dar e foarte tare. Firmă, am văzut că sunt foarte bun RAM-ii aia. Și când îi bag, am terminat, am băgat ăia. Și când să bag și RAM-ii, am băgat 2 giga, după aia ceilalți 2 giga. După aia placa aia de 1 giga. Când să bag și pe cealaltă, nu știu cum am apăsat, dar am apăsat ceva gen în câș și mi s-a rupt un slot. RAM-ul din fericire nu a pățit nimic, dar slotul e futut. Aș putea să am o soluție. Aș putea să fac schimb cu aia de 1 giga să-mi iau 2. Adică să fac schimb cu aia de 1 giga să-mi iau 2. Da, și... Mă scuzați, a venit maică mea să mă întreb ceva și de-aia mă prin microfonul. Bine că am și opțiunea asta și e foarte bun. Așa, și de-aia am soluția asta ca să pot să fac, să-mi revii la 6, nu la 5 giga. Dar, mai bine, nu mai stau să folosesc, să investesc banii în ăsta, pentru că nu se merită. Și mai bine mi-au un calculator la 13 milioane, am găsit unul cu i5, puteți face și live-uri cu gaming și mai bine așa. Așa zic eu. Dar până atunci ne folosim de asta. Și na. Acum am terminat și școala. În sfârșit am trecut la toate. Acum mai am bacul să-l dau. Luni mă duc să dau competențele. Da, și că să trec și cu prezența alea. Da, eu mă duc. Așa, s-ar putea să ne vedem și anul ăsta la DreamHack. Pentru că o să vin și eu. Vine Cage la DreamHack. Cum dracu sună. Adică cum ar suna. Vine Cage la DreamHack. Adică nu știu, că unii că nu se mai ține la București, nu se mai organizează și... Na. Dacă aveți vreo informație, ceva, vă rog să-mi spuneți și mie, că chiar aș vrea să vin și eu la DreamHack. Cate că dau 20 de lei pe un bilet să intru. Dar de ce costă atâta, nu înțeleg, să dai să mergi la undeva unde să ține gaming-ul 20 de lei. Anyway, nu știu,
Dacă e 20 de lei, hai că dau 20 de lei, nu e mare lucru, 20 de lei, dar cu 20 de lei luam dracu un pay save. Și luam dracu un vaca redline. Da, în fine, mă contează acum. Dacă aveți vreo informație ceva, dacă s-ar face anul ăsta la București, să-mi spune și mie că nu știu sigur. Am intrat pe site că s-ar face, dar nu se știe. Dar nu știu, voi ăștia care sunteți din București, vă rog să-mi dați și mie vreo informație, ceva să-mi ziceți ca să știu. Așa. Se face seară? Eu să-mi petrec ziua pe aici. Peșteră. E una bună. Bună, încă e virgină, după cum se vede. A, dacă e goală, e spartă ca gleata. A, ce le ziceam? Da, what? Ce dracu e ăla? Trebuie să mă uit așa din câș, să văd dacă se vede mai bine. A, nu pot. Nu știu, se vede ceva acolo. Ea, nu pot să văd. Să mă duc acolo sau să nu mă duc? Nu știu, văd ce ziceți. Eu aleg să mă duc după ce am început să sap. A, și nici seria de Tekken nu s-a terminat. Am salvat mapa, din nefericire. Din din fericire. Am salvat-o. Nu vă temeți. Aveți la ce să vă uitați. Dar încă nu mi-am deschis launcher-ul, că nu mi-am desfăcut, nu mi-am făcut alea. Toate setările nu am făcut în momentan nimica. A, era lavă. Ce m-a speriat. Am crezut că era un vreun monstru. Ceva... Nu știu, ceva vreun mob, ceva că eu nu am intrat în 1.8 să creativ și să mă duc să văd ce se întâmplă, ce update-uri s-a mai făcut, nu știu nimic. Deci 1.9 e ceva străin pentru mine, încă nu știu ce update-uri s-a făcut, doar update-ul ăsta când mergi și așa poți te ridici, atât. În rest nu știu nimic. Și faza cu damage-ul din 1.9, asta chiar e o porcărie, să-mi bag piciorul. Chiar e o porcărie, deci... Contract să pui tu damage după topor. Deci toporul are mai mult damage. Are radă stone, are 8 și sabia are 6 sau 5. De ce, Doamne iartă mare? De ce atât de puțin? De ce sabia are așa de puțin? Chiar nu înțeleg. Bă, încerc să mă aventurez mai mult pe aici sau ce trebuie să fac? Nu știu sigur. Nu știu ce vreau să fac. Ori să mă bag, ori să nu mă bag. Pentru că nu prea am mâncare și de-aia zic. N-am mâncare deloc. Sau... nu mor dacă... Adică merge și un 10 dacă ai decât o viață. Nu mor sau... Nu știu. Eu așa spera că știți, nu mori în 9. Să opresc la vasa sau să nu opresc? Sau nu știu. Pentru că m-ar deranja și nu... NU! Ce m-a speriat, băga mea și piciorul! Dă-te, dracu, dacile! Mamă! Ce sperietor mi-a tras! Tu ce-i pur mai cauzi, mă, acelea? Mamă! Chiar m-am speriat să-mi bag piciorul. Bine că am lemn la mine. Un stec. Eu m-a rămas, e bine. Oh, mamă, deci mi-a sărit inima din piept. Ce m-a speriat. O, tătel, hu! Nu știu să ajung. Deci cât de bun eram eu să mor, să stau pe astea cu lavă. Acum nu mai sunt deloc. Adică dacă erai ceva prieten cu mine și mergeam să minam, mergeam și minam, eram cel mai bun prieten al tău, adică nu intram în lavă cu chestiile astea, cu diamantele. La asta vreau să mă refer, la asta mă refer. Mamă, că am frică să nu sară în astea, pentru că... Ia, deci pot stau cu shift așa? Ah, e bine. Deci încă mai este o șansă. Încă mai e speranță. Măcar să ajungem cu jumătate inima acasă.
Mori, gata? Nu. Dar nici mult nu mai am. Nu știu, adică au venit un creeper și un schelet la mine imediat. Nu, un creeper și un zombie. Nici măcar n-am. M-am dus într-o peșteră imediat. S-a spart și ăsta. Deci am venit chiar aici la strip club aici înăuntru. Să găsesc creeper și schelet și ai de capul meu. Tu ce mai șutești, mă, acolo? Am auzit un zombie. Unde ești, mă? Unde ești, da, mă, dar stai că zombii n-au chestă. Sunt decât mascul. Sau zombie, zombie. Bărbat. Nu sunt femei. Sau există femei în jocul ăsta? Asta mă gândesc și eu. Unde dracu s-aude zgomotul ăsta? Unde... Ies, da, mă, te-ai pus. Să fac drum, mă, să vin coace. Ha, fraiere! Nu îmi da foc, că te ia mama dracului! Uite, baltreacu, îmi dă foc, futus! Mă omor. Și am murit. Nu știu pe unde am ajuns. Am scos un pui? E noapte, nu văd nimic. Mâncare n-am. Sunt sigur pe lume. N-am nici cea mai vagă idee pe unde dracu m-am dus. E o tarantură după mine. Așa zic. Taci, dracu, stai acolo. Unde dracu m-am dus, bă, că nu mai știu. Eu nu văd nimic. Pădurea asta. Taci, mă, știu de-n gură. Ah, am găsit. Bă, ești ciut, bă! Ai făcut treabă, Gigele. Te-a pus dracu să explodezi pe aici. Bă, mă enervează update-ul ăsta, să-mi bag piciorul. Mă enervează update-ul ăsta cu cățăratul ca să meargă un cub, știi? Să urce. Mă merg că nu mi-a aruncat toate astea aici. Deci nu era cum am murit, că nu mai știu sigur. Pe ce parte? Ah, aici. Torcele mi le-am pierdut. Dar târnăcopul, da, cred. Sau nu mi-am făcut târnăcop. Nu cred că am făcut sem. Da, fac acum, m-am dus. Da, iron. Mâncare. Mâncare. Ce-am zis? Mâncare. Mâncare, păcate. Mâncare nu am. Nici că săracul ăla după drum, n-am mâncare. Bă, e foarte tare update-ul ăsta, dar mă enervează la culme. Știi? Adică nu vrei să te sui pe un bloc, să stai lângă el și el să suie. Știi? Ioana, vorbeam cu tine. Ce? Deci update-ul ăsta mă enervează la culme, deci nu vreau să mă sui pe un bloc și la să suie. N-am ce să-ți fac. Tu ai vrut un 1.10. Da, chiar îi ziceam lui Ioana că vreau 1.10. Da, anyway, asta e. Măcar de-așa rupe picioarele să mai se urce pe blocurile alea. Bă, nu te mai urca! Uite, șchel în cap, ce ai? O peșteră plină. Deci nu e virgină. Adică, de fapt, e virgină. Acum nu-s mai fie că... iau eu toate resursele din ea. Dar o să mai fie, de cărbune.
găsit fer. Mă, uite și niște redstone. Mai mult redstone. Ok, eu nu mă supăr, dă-l încoace. Payback. Știi, mi-e merge calculatorul mai bine atunci când bag Windows-ul, știi? Adică ca acum. Sper să mă duc și la mine când o să bag Windows-ul, nu știu. După aia începe să merg lăcuit, nu știu de ce. În timp, dar dacă îl las decât așa și nu fac nimic, atunci da, merge bine. Unde s-a dus și blocul ăla altul? Uite, toporul de aer are 9 attack damage. Da, am văzut porcăria aia cu toporele. Și sabia are 6. De fier. O sabie de fier să are 6 damage. Și aia pun pariu că aia de diamond o să aibă 7 sau 8. Și toporul o să aibă de 10. Nu, are de 7. Că sabia de stone are 5, sabia de fier 6 și aia de diamant s-ar putea să aibă 7. E tâmpeală, o să-mi bag piciorul. Încarcă-te. Așa. Nu știu cum să dă chestia, hai să pun ăla. Crossbar. Nu, asta mă enervează, asta aici. Mă bag aici, da. Așa, mai bine. Mâncare de ciuciu, nu am. Decât fier, ce dracu, mănânc fier acum? Măcar să nu mor, asta e faza. Și direct drumul către o altă peșteră. De fapt nu avea legătură nici pe partea asta altă. Hai mă, pe unde vine asta, ca să știu să o oprez. Gata. Aur. Deci, după cum vedeți, un rezid foarte natural. După cum vedeți aici, în această seară. De fapt, e zi în puii mei. Așa, un rezid cât de cât ok. Pe barosaneacul le place nou. Așa, nu știu de ce mă urc ăsta, așa, în halul ăsta. Deci hai să numărăm, să vedem ce reziduri avem și noi pe aici. Un aur, cum se poate, de corect. Gata, venise vecina mea și nou. Deci, cel mai bun rezid de aur. După câte v-am spus. Ia, câte? 10 bucăți într-o lovitură. Nu știu de ce. Bun. Hai să mai explorăm. Să mai lărgim. Nu mai lăs, nu o lăsăm virgină. Stadă 15. Bă, nu faceți. Ia uite mă. Cât suntem în 6? Nu, 10. A, 10 zile și vine și verișoara mea. Din Spania. Că e cu unchii meu. Și mătușii mea. Plecați. De 2 ani. Și s-ar putea să fie mai înaltă decât mine. Tău fire aia, dragul, să fie. Vezi ce mă înjură pe mine când am venit acum 2 ani. Nu, anul trecut. Când au venit ei în țară. Vezi ce mă înjură pe mine. În loc să mă duc la ei, am stat și am învățat pentru carnet. Stai.
16, hai că scăde. Și pula, nimic. 15, am crezut că mai coboară. Încă 2 și jumate. Și o să murim. Ce dracu, să întindem mai multe? Ia, hai să opresc eu aici. Te oprește dacă după tine aici. Oh, shit, mai multe. Ești prost, dau de o peștere care să, să faci în cruce, adică sunt mai multe. Dau, dau una, găsesc altele. Pânjurul ei. Și găsesc mult fier. Ce dracu, a început să fie diamondul mult mai rar decât astea? Așa, Allah Akbar, hai. Ne? Mamă, te-am mai rezit de fier. Am zis Allah Akbar. E un zeu de ăsta. De lui Allah. Allah e... Iisus, și că în religia... Dumnezeu, vrei să zici, dar e ok. Dumnezeu, nu știu ce fel de zeu e ăsta. Allah. Pentru... Nu pentru... mai știu. Nu știu cum e pentru ei, dar pentru mine știu. Dumnezeu e Dumnezeu, Iisus e Iisus. Dă-ți seama cât de eu te las aici că mă duc să mă pregătesc să plec la doctor și nu mai vorbim. Ok. Bine, hai că te las bine acolo. Să vorbesc cu tine. Bine, hai. Încă o dată. Pa. Bine, pa, succes. Mersi, pa. Pa. Chiem ăsta. Da, bă, oameni buni. Încă este vie. După cum ați văzut și voi. Bine, n-am zis nimic, ca nu am vorbit nimic. Doar că am vrut să o revedeți voi și am zis, bă, hai să bag și pe Ioana în confă. Că m-am băgat și în techit. De atunci am vorbit. Ultima dată. Și acum am mai vorbit. De atunci n-am mai vorbit. De atunci, de când am băgat-o în techit, n-am mai vorbit de unul cu ea. Și uitați că am mai vorbit acum. Să evit o șansă să vorbesc cu ea. Deci cât de cât ok. Că am filmat mult în puii mei. Păi câte mesaje primesc? Nu înțeleg. A, astea-s după WhatsApp. A, am uitat să vă spun. Dacă vreți să filmați cu mine, adică vreți să intrați aici în lumea mea de survival, fiecare dintre voi are o șansă. Lăsați un comentariu cu eu. Și eu, iar eu o să aleg o persoană random care va apărea în episodul următor. Da? Dacă doriți, nu zic nimic. A început să-mi dea fier Minecraft-ul ăsta, să-mi bag piciorul. Ia asta și fugi, ia-te-le dracului. Hai de capul meu, și fierul e acolo. Oare face ceva dacă stau așa, merg ușor? S-a urcat al dracul pe apă. Oh! Nu! De dracul, nu mai am viață. Bă, Minecraft-ul ăsta-mi dă fiori. Bă, 1.10, hai de capul meu. Dă-te dracu. Ce? Te-ai văzut pe măta băgată în legăn și nu știi cum? Du-te dracu de masturbatul, puli. Ce te restești atât la mine? Vezi te bătaie îți dau. Și tot în lava s-a dus băga mea și... Arc de pur, n-am de unde. Hai, explicăm de acelea. Te las cu vrăjitorii tăi, bacile. Nu mă interesează pe mine.
Oh, salvarea mea. Unde e? Sau de pe jos, nu știu pe unde. Unde mă te auzi? Nu la ăsta. Oh, oh, diamond, diamond, diamond. Du-te dracu tu, mai râde. Ce, sau și azi-ați fake-uri? Te ia mama la proces verbal dacă îmi dai mie fake-uri acum. Am găsit diamond. Ce strat era? 14, după cum am văzut. Bă, dar ce râs malefic are să-mi bag piciorul. Da, ce-mi pizda, mă, tine. Te întreba nimeni ce... Ah! Nu! Te rog, nu muri. Nu vreau să mor, sunt prea tânăr. A, deci merge, după cum văd. Cum ar fi să vină unul, un zombie, să-mi dea ultimul fatality, să-mi bag piciorul. Ca în Mortal Kombat. Fatality! Direct, ultima lovitură. Să zic acolo, să zică, zombie win, flawless victory. The fuck? Ar fi genial. Flawless victory. Sau cum ne zice, flawless victory. Flawless? Sau flawless, nu știu, în fine. Ar fi genial să vin așa, mamă, cred că m-aș căca pe mine de râs. Dar stai că nu e exclus, încă știu că s-ar putea să vină cineva după mine, dar nu știu cine. Mai ales că mai am și o viață. Una mică, stau să mă cațăr pe un bloc, că e cam frică. Nu mai sări, mă, și tu de-l dăule. Bă, deci, cred că am spus peste tot. Am zis pe aici. E cam frică. Acum. Explorăm ceva nou. Nu știu de cine dai, asta e faza. Nu știu de ce dau, asta e faza. Și decât să dau de un squid sau ceva, nu, squid-urile nu fac nimic, nu dau damage după cât știu. No, hai că mergem sus. Măcar sus, no. Nu sări că te-a toți draci. Pe unde acum am venit? Nici eu nu știu pe unde. Dude, pe unde am venit? Ah. O să vin eu cu o scară aici mai încolo. Mi-e cam frică să-mi bag piciorul. What? Ce dacă aveți găinilor? Băi, bă, dar întuneric e. Dacă vii și îmi dai mâncare... Hai să vedem, îmi dă ceva? Ei, și prost, acum scoate puiul imediat. Nu știu cum s-ar putea utiliza căcatul ăsta, că nu mai știu sigur cum... Ia. Nu prea. Nu prea. Nu prea mai merge. Așa. Oh, ești prost. Cât dacă am stat în peșteră, mă? Băi, mi-e foame, îmi bat piciorul. Am lemn. Fac așa, bine, sus mi-a, alea de sus mi-a explodat deja, nu mai stau. Așa. Una, două, una, două. Fac drept cu încerc și le pun pe toate aici. Așa. Și.
Băieți și fete, cam asta a fost pentru astăzi. Nu uitați să vă abonați dacă v-a plăcut acest videoclip și vreți episoade în continuare să... sau să vedeți alte videoclipuri de ale mele, să vă abonați. Dacă vreți să mai continui seria noi și vreți să mă susțineți, nu uitați să apăsați butonul de like. Și ca să vadă și alți prieteni, uitați să apăsați butonul de share sau să-l distribuiți, cum ar veni, nu știu cum ar veni chestia asta, share, să apeși butonul de share. Că nu cred că există. Dar, în fine, dacă vreți să mai continui, această serie, uitați să apăsați butonul de like. Și cei care vreți să apăreți în video, nu uitați să lăsați în comentarii un episod numărul 2, că în 3 vreau să vă bag, nu acum. Ok, acum o să opresc videoclipul. Filmarea și o să continui din nou, o să fac și un episod numărul 2. Deci, ne revedem acolo. Ciao!